Bună dimineața! Haideți să lăudăm pe Domnul, haideți să cântăm Lui din toată inima, cu toată bucuria noastră care o avem. Ai venit și-am găsit viață veșnică. Eu trăiesc să cunosc libertatea ta. Numai Tu, o care ai creat, prin dragoste, viață ești. Trăiesc floarea ta, lumină, Iisus, stătând în brațele veșnicie. Eu cânt pe parc, aș merge pe ape, viață ești, în plin trăiesc. Aleluia, aplaudem Domnului! Din negrinduri spre picul lor, eu cânt pe parc, aș merge pe ape, viață ești, în mintră ești, îți dau viața ție. Iubirea, iubirea ta, o iau eu, viață ești, viață ești, în mintră ești. Da, Doamne, Tu trăiești în noi, Dumnezeu, și îți mulțumim. Să-mi vadă toți iubirea ta, să-mi vadă toți că și Tu ești Dumnezeu, să vină țar. Tu universul îl deții, Doamne! Tu universul îl deții și tot ce este viu pentru pământ, Iisus vină. El este viața noastră, El este calea, adevărul și viața. Pe El îl lăudăm, Lui îi cântăm, slăvit să fie El în veci. Când mă gândesc eu la Calvar, unde Iisus în locul meu muri pe lemn, însângerat prin rănile eu sunt salvat. A fost legat și chinuit, l-au coborât într-un mormânt, cu o piatră grea l-au sigilat, de toți a fost abandonat. Lăudați numele Domnului, lăudați-L.
cei sfinți voi învia și față-n față voi vedea. Îți mulțumim, Iisus, îți mulțumim că ne-ai îmbrăcat cu haina ta a neprihănirii. Ne-ai dat nouă iertare, ai luat asupra ta păcatul, ai luat asupra ta suferința, moartea ai luat asupra ta. Te lăudăm, te înălțăm și ne bucurăm că avem libertate, că avem bucurie, Domnul meu. Avem pentru ce să ne bucurăm zi de zi, clipă de clipă. Lăudat să fii Tu, precum în cer, așa și pe pământ. Păcatele noastre din trecut, din prezent, din viitor. El este Domnul vieții, răscumpărătorul. Cum să nu exprimăm prin cuvintele noastre, în rugăciune, mulțumire, recunoștință, bucuria noastră față de Dumnezeu. Nu-i cere nimic în acest moment. Haideți doar să-i mulțumim. Haideți doar să lăudăm ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi oameni. Te lăudăm, Iisus. Te lăudăm și înălțăm numele Tău. Te lăudăm, Doamne, și ne bucurăm de ceea ce ai făcut pentru noi. Ai murit în locul nostru, ai plătit vina noastră, Doamne, prin viață. Ți-ai dăruit viața, Doamne, în locul nostru și noi trăim pentru că Tu ai murit. Te lăudăm și înălțăm numele Tău. Ne bucurăm, Doamne, pentru că beneficiem de harul Tău nelimitat, de iertarea Ta necondiționată, de dragostea Tatălui. Suntem, Doamne, partea familiei lui Dumnezeu, pentru că Tu ni Te-ai dăruit nouă oamenilor fără Dumnezeu. Slăvim numele Lui Iisus, înălțăm numele Lui Iisus. Aleluia! Te lăudăm, Iisus! Te binecuvântăm, Iisus! Nu este nimeni ca Iisus! Ce dar ne merită, ce
mai mântuit. Cine mai poate a să ridice pe ce căzuți iar ca fi și fiice? E Domnul glorie, e Domnul domnilor. Cine aduce la el popoare, prinde dreptate și îndurare? E Domnul glorie, e Domnul domnilor. Ce ne merită, ce preț să fiu salvat în ceasul cel mai greu. Ai luat păcatul meu, moartea ai diluit, ca eu să fiu sfințit. Oh, astăzi când vine Iisus mai vrednic este melul junghiat, vrednic e împăratul din morți înviat. Vrednic este melul junghiat, vrednic e împăratul din morți înviat. Vrednic este melul junghiat, cel mai greu. Ai luat păcatul meu, moartea ai biruit, ca eu să fiu sfințit. Oh, astăzi când vine Iisus mai mântuit. Este cel ce-a înviat, vrednic este cel ce ne-a salvat, este Iisus, Fiul lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Mulțumim muzicienilor Bisericii Filadelfia care ne-au inspirat, ne-au condus în cântare, împreună l-am înălțat pe Domnul, pe Tatăl, pe Fiul, pe Duhul Sfânt, lăudat fie numele Lui în vecii vecilor. Împreună cu noi, da, foarte bine, împreună cu noi în această zi este familia Isaac. Au venit pentru prima dată cu prințesa lor nou-născută, Melissa. Au venit la binecuvântarea Bisericii Filadelfia. Felicitări! Felicitări pentru darul lui Dumnezeu pentru familia voastră. Felicitări! Nu am nicio îndoială că veți fi părinți responsabili, care veți oferi educație, veți oferi grijă totală acestui boțișor de aur, acestui dar special pentru voi, pentru familia voastră, dar de asemenea înțeleg că voi înțelegeți că aveți nevoie de Dumnezeu în educația, în creștere și educația fetiței voastre și în protecția lui Dumnezeu, protecția divină a lui Dumnezeu. Și ca Melissa, pe lângă faptul că va avea condiții bune de viață, să le experimenteze pe Domnul Iisus Hristos ca salvator și mântuitor. Aceasta contează atât de mult. Haideți să ne rugăm pentru Melissa în această zi, să o punem sub protecția lui Dumnezeu, sub paza lui Dumnezeu, să o păzească de tot ce este în lume și să le experimenteze pe Domnul și să
urmeze planul, voia lui Dumnezeu cu privire la viața ei. Ne rugăm pentru această familie, Tată din ceruri, în această zi, Doamne, vreau să-ți mulțumesc împreună cu familia Isaac, Doamne, pentru fetița lor nou născută, Doamne, care este darul Tău pentru viața lor, pentru familia lor. Îți mulțumim pentru această fetiță care s-a născut sănătoasă, Doamne, și îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ai rânduit-o să aibă părinți, Doamne, și acum, Doamne, noi, cu responsabilitate și cu autoritate de biserică, Doamne, o aducem înaintea Ta și o așezăm în mâinile Tale, Doamne, și vrem ca numele Tău să fie peste ea, vrem ca paza Ta să fie peste ea, vreau ca pacea Ta să vină peste ea și, Doamne, să Te îngrijești de toate nevoile ei. Și mă rog din toată inima, Doamne, ca această fetiță să crească mare, să experimenteze, Doamne, prezența Ta, să experimenteze salvarea Ta prin Domnul Iisus Hristos, atunci când va deosebi binele și de rău, Doamne. Și Te rog din toată inima să o ajuți ca ea să urmeze planul Tău divin cu privire la viața ei. Știu că ai înzestrat-o cu daruri, cu abilități, Doamne, și Tu să o folosești pentru gloria numelui Tău. Îți mulțumesc pentru această familie. Te rog să Te îngrijești de nevoile lor materiale, spirituale, financiare, Doamne, și fă să nu le lipsească nimic din familia lor, iar numele Tău să rămână peste familia lor, peste fetița lor, Doamne, și să fie proslăvit în vecii vecilor. Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin! Amin! Haideți să aplaudăm încă o dată. Felicitări! Felicitări! Ați început-o bine! Ați început-o foarte bine! Domnul să vă binecuvânteze! Vă rugăm să reocupați locurile dumneavoastră. Spunem tuturor, bine ați venit la adunarea Bisericii Philadelphia, schimbul 2, din această duminică. Ne faceți o deosebită bucurie, plăcere să vă avem pe fiecare dintre dumneavoastră în acest loc special. Și cu totul special vreau să salut oaspeții care sunt cu noi în această zi. Aplaudăm oaspeții noștri! Bine ați venit! Bine ați venit! Bine ați venit, stimați oaspeți! Ne bucurăm de prezența voastră și cred că această adunare, această experiență de duminică va fi memorabilă pentru dumneavoastră. Urmărim în continuare un buletin informativ al Bisericii Philadelphia. Bună, sunt Cristina. Cu mare nerăbdare așteptăm ziua de 22 și 23 septembrie, marea zi a recunoștinței. Participăm împreună cu prietenii, familia, vecinii și cunoscuții. Grăbește-te să-ți validezi biletele la recepția bisericii sau pe philadelphia.md/bilet. Iar pe 29 septembrie vom sărbători împreună cu persoanele care își vor mărturisi public credința în Domnul Iisus. Botezul în apă! Continuăm să experimentăm prezența lui Dumnezeu zilnic la adunările de la ora 6:30 în cadrul celor 21 de zile de rugăciune. Nu ezitați să participați în persoană sau online accesând philadelphia.md/online. Biserica Philadelphia este o comunitate mare formată din grupuri mici. Comunitatea în care fiecare este implicat în viața altuia este o comunitate vie. Am fost creați cu nevoie de a relaționa nu doar cu Dumnezeu, dar și cu alți oameni. Privește în jurul tău. Suntem un grup mare de oameni, chiar foarte mare. De aceea este important să dezvoltăm relații în afara întâlnirilor de duminică. Toți cei din Biserica Philadelphia trebuie să fie activ implicați într-un grup mic. Știm că este o provocare pentru cei care au multe responsabilități. Serviciu, familie, studii, însă ceea ce mai știu este că a face parte dintr-un grup este la fel de important precum investiția în copiii tăi, casa sau viitorul tău. Investiție cu efect de lungă durată. Aici ți se oferă și poți oferi sprijin, prietenie și ajutor în mod practic. Este locul unde înveți despre Dumnezeu. În plus, grupurile vor dura doar 3 luni, deci nu este un angajament de lungă durată. Avem grupuri în diferite cartiere ale orașului Chișinău, în diferite zile ale săptămânii, pentru tot felul de oameni, celibatari, căsătoriți, părinți, studenți, precum și cei care au nevoie de ajutor material. Grupurile mici dau viață bisericii. Înrolează-te astăzi într-un grup! Hei tineri, salut! Sunt Vadim și am deosebită plăcere să vă invit în mod personal la conferința tinerilor Motion 19, care se va desfășura în perioada 20-21 septembrie la Biserica Philadelphia.
Dacă încă nu te-ai înregistrat, grăbește-te să o faci accesând acest link. Locurile sunt limitate, de aceea nu ezita și nu amâna să o faci. Doar nu ai vrea ca altcineva să-ți povestească cât de bine a fost la acest eveniment. Ar fi bine să participi chiar tu și am convingerea că te întâlnesc la acest eveniment. Astăzi ne rugăm pentru Marius și Ruth, care se află pe câmpul de misiune din 2017. Pe 9 iunie 2018 au replantat o biserică într-un sat din Mongolia. Tânăra familie, împreună cu cei doi copilași ai lor, se simt binecuvântați de Dumnezeu să poată răspândi din nou lumina printre copiii săraci ai acestui sat. Ne rugăm pentru călăuzirea Duhului Sfânt în lucrare, pentru ca Dumnezeu să atingă inimile copiilor care sunt abuzați de părinți în acea regiune. Se facă o lumină pentru părinții lor, ca și aceștia să se întoarcă la Domnul. Vă doresc un timp frumos în continuare și împreună cu voi aștept ultimul mesaj din seria Alege Bucuria, prezentat de pastorul Doru Cârdei. Vă rugăm respectuos să deconectați telefoanele mobile sau să activați regimul silențios. Cinci zile au mai rămas până la evenimentul tinerilor, care este organizat pentru tineri, pentru toți tinerii și, prin urmare, facem pregătiri minuțioase pentru a avea o conferință extraordinară de reușită și, bineînțeles, și ne rugăm pentru conferința respectivă. De asemenea, 7 zile au mai rămas până la evenimentul special al Bisericii Philadelphia, Marea Zi a recunoștinței, Marea Zi a recunoștinței, când ne organizăm la modul cel mai înalt și aducem și invităm oaspeți ca cât mai mulți oameni, cât mai mulți oaspeți, cât mai mulți cei dragi ai noștri să-L poată experimenta pe Dumnezeu. Și bineînțeles, avem motive împreună să-L lăudăm pe Dumnezeu. De aceea, 2 duminici consecutiv am oferit aceste carduri de rugăciune pe care am scris cele 4 persoane pentru care ne rugăm, postim. Dacă dintr-un motiv sau altul n-ați fost cu noi 2 duminici în urmă, vă rog, și n-ați completat acest card, faceți de cunoscut, arătați cu mâna și asistența de culoar vă oferi acest card. Și în timpul acestei adunări veți putea să completați acest card pentru ca și dumneavoastră să știți pentru cine vă rugați și noi să vă ajutăm în rugăciune pentru acele 4 persoane. Vă mulțumesc foarte mult! Dumnezeu să ne binecuvânteze, continuăm să ne rugăm, continuăm să facem tot ce putem mai bine pentru reușita mare zile a recunoștinței. Vreau să ne rugăm cu toții și vreau să vă ridicați cu toții în picioare. Ne vom ruga pentru aceste evenimente speciale care ne stau în față și cu siguranță nu vom neglija și nevoile de rugăciune. Nu uităm de persoanele care sunt greu încercate, sunt bolnavi, sunt la domiciliu sau sunt la spital și au nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Apropo, zilele trecute, o doamnă pe nume Lucia a adus mulțumiri Bisericii Philadelphia, prin urmare că ne-am rugat duminica trecută și Dumnezeu într-un mod miraculos a răspuns în familia ei și a transmis, ne-a comunicat, este departe, ne-a comunicat că Dumnezeu a intervenit în viața ei și în familia ei. Lăudați să fie Dumnezeu! Dacă mai cunoașteți anumite nevoi, dacă mai cunoașteți vreo nevoie de suferință, de boală pentru a unei persoane, în timpul rugăciunii ridică mâinile spre Dumnezeu și Dumnezeu este aici să ofere soluțiile sale divine. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ai, Doamne, răspunsurile Tale la toate întrebările, la toate nevoile noastre. Doamne, noi aducem aceste nevoi de rugăciune și ne rugăm pentru Nicu Grămesc, pentru Pui Spiriduș, Elena Pisreva, Doamne, Natalia Ieremia și Mihail Sonu, Doamne, și ne rugăm pentru vindecarea lor, Doamne, divină. Ne rugăm ca Tu, Doamne, să intervii în starea lor, în situația lor. Ești în măsură, Doamne, ești competent ca să faci un miracol
locul, Doamne, și ei să experimenteze vindecarea Ta. În numele Tău cel Sfânt, Doamne, ne rugăm și pentru alte persoane care, Doamne, îi cunoaștem, care știm, Doamne, că trec prin suferință, atinge-Te de viața lor. Dă-le, Doamne, vindecare în numele Tău cel Sfânt și proslăvește-Ți numele Tău, Doamne. Știm că Tu ești viu și vrei, Doamne, să atingi viața lor. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm pentru Marius și Ruth, misionare din Mozambic, Doamne, folosește pentru gloria numelui Tău. Te rog, Doamne, să binecuvânteze evenimentul tinerilor, conferința tinerilor, Doamne, care ne desparte doar 5 zile. Vrem, Doamne, să binecuvântezi această conferință. Vrem ca toți tinerii să experimenteze, Doamne, aici, Doamne, cu adevărat prezența Ta. Și, Doamne, tot ce va fi, totul ce se va vorbi, Doamne, să aibă impact etern în viața lor. Vrem, Doamne, atmosferă divină. Vrem prezența Ta, Dumnezeu, iască în locul acesta, Doamne. Vrem conectarea tinerilor cât mai mulți cu Tine, Doamne. De asemenea, ne rugăm pentru evenimentul bisericii, Doamne, pentru marea zi a recunoștinței, Doamne. Noi postim, noi ne rugăm pentru persoane, pentru oamenii care îi purtăm în inima noastră și vrem, Doamne, să fie cu noi la sărbătoare. Vrem, Doamne, să-i ajutăm ca să experimenteze pe Tine, Doamne, ca Domn și Salvator. Ajută-ne, Te rugăm, să putem, Doamne, să ne bucurăm în timp ce celebrăm reușite cu Tine. De asemenea, Doamne, vrem să îi ajutăm pe oameni să Te experimenteze pe Tine. Binecuvântă atmosfera, binecuvântează liderii, binecuvântează cuvântul Tău, binecuvântează tot ce va fi în locul acesta, Doamne, să fie ghidat, condus de Duhul Tău cel Sfânt. Mulțumim pentru harul Tău, ajutorul Tău, mâna Ta, intervenția Ta, călăuza Ta în toate, Doamne. Fii Tu lăudat, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile dumneavoastră. Și în minutul care urmează, vreau să vă invit ca să luați formularul de comunicare pe care l-ați primit la intrare și vă invit să completați prima parte a formularului. Este acesta un instrument pe care îl utilizăm, îl folosim în fiecare duminică. Ne adunăm duminica în 5 schimburi în acest loc. Și luni seară la orele 19 este schimbul 6. Suntem o mulțime mare de oameni, prin urmare vă putem cunoaște, putem să ne rugăm pentru voi, să vă cunoaștem nevoile, să vă răspundem la întrebările dumneavoastră prin acest formular de comunicare care este foarte util pentru noi. Vă rog să ne comunicați numele, prenumele, patronimicul, un telefon de contact pe care îl folosiți, îl utilizați și în partea dreaptă, în acel chenar, neapărat vă rog să bifați dacă sunteți oaspete sau participant frecvent. Mă adresez oaspeților noștri care sunt prezenți cu noi în acest moment. Stimați oaspeți, Biserica Philadelphia oferă un cadou special tuturor oaspeților noștri. Ne obligăm în zilele ce urmează să oferim cadoul nostru special prin poștă. De aceea, completați toate rubricile, spațiile libere pe prima parte a formularului să vă putem trimite cadoul nostru special. Vă mulțumesc foarte mult, păstrați acest formular până la sfârșitul acestei adunări. Acum, muzicienii Bisericii Philadelphia sunt pregătiți, au pregătit o piesă muzicală, un cântec, care îl vor cânta pentru prima dată în această zi și, bineînțeles, acest cântec urmează să intre în repertoriul cântecilor din Biserica Philadelphia. Orice cântec pe care ei îl pregătesc, urmează să-l cântăm și noi. Fiindcă este cântec nou pentru noi, ei îl vor cânta, noi ne antrenează pe noi, fredonăm melodia și învățăm împreună să-L lăudăm pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Acum e glorios, e
ce păcatul ne-a purtat, în slavă îmbrăcat, cu strălucirea dragostei, Iisus ne-a Jesus, no man, victory.
moartea l-ai călcat, tu rege înviat, pe mine mă învin, doar prin tine viață am și-ți proclam victoria. Tu rege înviat, pe mine mă învin, prin puterea Duhului, tu moartea l-ai călcat, tu rege înviat, pe mine mă învin, doar prin tine viață am și-ți proclam victoria. Tu rege înviat, pe mine mă să fie Dumnezeu. Noi celebrăm, noi ne lăudăm cu un rege înviat care ne-a înviat pe noi și ne va învia în ziua de apoi. Amin? Vă spunem tuturor, bine ați venit la adunare în această sală, toți cei ce sunteți cu noi online, la televizor, la radio sau la adunările părților componente ale Bisericii Philadelphia. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi, pe noi, pe toți. Este extraordinar, este minunată această oportunitate pe care El ne-a dat-o, Dumnezeu ne-a dăruit-o ca să-L lăudăm pe El. Noi alegem bucuria, este a treia duminică, este a treia adunare la această temă și suntem extraordinar de mulțumiți pentru că Dumnezeu ne învață să ne bucurăm. Noi suntem oameni care ar trebui să-i molipsim pe ceilalți de bucuroși, de fericiți ce suntem și vom continua cu această temă imediat, dar înainte de aceasta vreau să vă spun, să insist, să subliniez că au început înregistrările în grupuri. Biserica Philadelphia nu este biserica adunărilor de duminică. Biserica Philadelphia este biserica grupurilor. Ceea ce este mai bun nu se oferă duminica. Da, facem ca aceste adunări să fie plăcute, dar ceea ce este mai important și mai bun se oferă în cadrul grupurilor, de aceea înregistrați-vă, puteți să intrați pe internet și la această adresă să vă alegeți un grup. Există o listă întreagă de lideri, de grupuri, de zile, de adrese la care vor avea loc adunările grupului. Durează doar 3 luni și fac bine. Tu ai nevoie de o comunitate unde oamenii să te cunoască pe nume. Aceasta este biserica, acesta este creștinismul, o mișcare relațională a oamenilor care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos. Vă puteți înregistra și în hol, la mesele care au fost instalate la sfârșitul acestei adunări. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Zilele trecute, vineri seară, sâmbătă, în această sală a avut loc conferința Influență 2019. Mulțumim din suflet celor aproximativ 40 de oameni care au slujit în cadrul echipelor de vis și au făcut posibilă această conferință. Haideți să aplaudăm pe cei ce au slujit la conferința Influență 19. Noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei care au primit de la El darul conducerii și în cadrul Bisericii Philadelphia cultivăm și dezvoltăm darurile cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Săptămâna aceasta are loc conferința Motion, tineri,
Cei care cunoașteți tineri, cei care aveți în casă, înregistrați-vă la această conferință și participați, pentru că la acest început de an de slujire, este septembrie, este important să ne concentrăm la planul lui Dumnezeu, la ceea ce Dumnezeu vrea să ne ofere și să ne binecuvinteze anul acesta, să ne binecuvinteze în această țară, în acest oraș, lăudat să fie numele. Nu mă închipui să fii tânăr și să neglijez această conferință, mai ales că unul din pastorii studenților de la Highlands, a doua mare biserică din Statele Unite ale Americii, va predica, va sluji la această conferință. Nu întâlnești în fiecare zi asemenea oameni a lui Dumnezeu. Cei care doriți să slujiți cu darul vostru la conferința Motion, înregistrați-vă, la recepție vă puteți oferi. La conferința tinerilor nu slujesc tinerii, dar slujesc cine? Părinții, adulții, bunicii, de ce nu? Da? Tinerii sunt beneficiari la această conferință. La conferința liderilor, în mare parte au slujit tinerii. E vremea să le plătim înapoi datoria? Nu, în Biserica Filadelfia nu avem datorii. E vremea să îi întrecem. E vremea să le arătăm și noi dragostea noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Continuăm cele 21 de zile de rugăciune și post. Astăzi suntem în ziua 15, în ziua numărul 15, la ora 6:30 în fiecare dimineață în această sală. Muzicienii ne inspiră ca duminica și îl lăudăm pe Dumnezeu, căutăm fața Lui, ne apropiem de Dumnezeu, suntem concentrați în rugăciune. Este extraordinară această dimineață. Peste 1000 de persoane au participat la adunările de rugăciune în persoană aici, în afară de cei care au fost conectați online în aceste 15 zile. Merită. Vă spun că există o odihnă pe care nu obții dacă dormi de la 6 la 7. O obții dacă sacrifici somnul ăla de la 6 la 7 și ajunge aici la 6:30, la 7:30. Cineva mi-a spus, a fost greu să ajung, nu circulă troleibuzele, taxiurile sunt ocupate și greu de prins un taxi. Credeți că aceasta contează înaintea lui Dumnezeu? Contează. Contează. Da, contează. Efortul nostru, noi nu îi aducem lui Dumnezeu jertfe care nu ne costă nimic. Dacă îi oferim lui Dumnezeu doar timpul nostru liber, dacă îi oferim lui Dumnezeu doar banii care mucigăiesc și nu avem ce face cu ei, dacă îi oferim lui Dumnezeu doar rămășițile, credeți-mă că El știe să interpreteze atitudinea noastră. La momentul în care îl căutăm din toată inima, sigur strângem cureaua. În momentul în care îl căutăm din toată inima, sigur sacrificăm ceva. Și El știe să interpreteze și să ne binecuvinteze. Amen? N-am înțeles. Amen? Amen, amen. Dacă o să postim doar când nu ne-i foame, cum ar fi? Oh, când nu o să-mi fie foame, când o să fiu nervos și nu vreau să mănânc, o să postez, ca să nu fie, știi, totuși. Nu ca și ăla care cioara i-a luat o prună și a alergat să ia pruna la cioară și dacă nu a putut-o prinde, atunci să fie în numele Domnului. Dacă tot nu i-am putut-o lua, să fie în numele Domnului, să nu fie degeaba, să nu o pierde. Noi nu slujim așa pe Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Amen? Ne vedem mâine la 6:30? Ce entuziasm! La interval de doar 7 zile este marea zi a recunoștinței. Avem atâtea pentru care suntem recunoscători lui Dumnezeu, organizăm o sărbătoare răsunătoare și nu venim singuri, venim cu oaspeții noștri, cei care nu ați primit bilete, duminica trecută s-au dat bilete, doar faceți un semn cu mâna, vă dăm 4 bilete, primul dintre vecini, primul dintre rude, da? Doar faceți semn cu mâna care doriți bilete pentru marea zi, da? Nu-i invităm, îi aducem, nu doar ne rugăm ca Domnul să-i trimită, îi aducem. Ducem pe oamenii cei mai importanți din viața noastră și credem că și Dumnezeu ne ajută să influențăm pe acești oameni să-L urmeze pe Domnul Iisus. De ce? Pentru că noi știm din proprie experiență că Iisus a făcut viața noastră mai bună și pe deasupra ne dă
împărăția fără de sfârșit a gloriei sale, lăuda să fie numit. Cum să nu-i influențezi, cum să nu faci totul pentru ca oamenii pe care Dumnezeu i-a așezat în viața noastră să-L cunoască pe El, să se angajeze, să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Deci această sărbătoare va fi duminica viitoare și în reluare luni seara. Spuneți prietenilor voștri, oamenilor din viața voastră, dacă cumva nu puteți veni duminică, avem și luni seara, sărbătoarea continuă în reluare luni seara de la ora 6. Aceste bilete trebuie activate la recepția bisericii, sau prin telefon, sau pe internet, da? Doar nu uitați să înregistrați, deci să activați aceste bilete, să vă alegeți ora la care schimb participați împreună cu oaspeții voștri, ca să nu fie supraaglomerat la un schimb și apoi să simtă oaspeții voștri neplăcut pentru că nu avem scaune pentru ei. Vrem să evităm acest lucru, da? Foarte important este, dacă crezi în această mișcare a Bisericii Philadelphia, poți să investești astăzi pentru bugetul acestui eveniment, pentru că cine plătește facturile atunci când avem o sărbătoare? Gazda. Noi suntem oameni gospodari. Nu oaspeții plătesc facturile. Noi organizăm, noi plătim și avem toată încrederea că Dumnezeu are resursele sale între noi, în buzunarele noastre, și suntem dispuși să facem. Nu ești obligat, nimeni nu cere bani, dar ai această oportunitate de a investi pentru a ajuta pe oamenii care nu trăiesc în acord cu Dumnezeu, să îi ajutăm să ia decizia de a urma pe Domnul Iisus Hristos cu credincioșie. Vă mulțumesc! Astăzi, de la orele 12:30, continuă cursul pentru dezvoltare personală, pasul numărul 3. În această temă, pastorul executiv a bisericii te ajută să înțelegi că Dumnezeu te-a creat un om de influență și în ce mod poți să influențezi cu Dumnezeu, cu darul cu care l-ai primit, cu chemarea pe care El ți-a făcut-o în cadrul Bisericii Philadelphia, pe această platformă pe care El te-a așezat. Cum poți fi un om de influență și poți face o diferență în această lume? Nu neglijați cursul de dezvoltare personală, durează doar 4 duminici, se repetă în fiecare lună, iar dacă nu ai fost la primii 2 pași, poți să mergi astăzi la pasul 3 și luna viitoare vei parcurge pasul 1 și 2. Nu este nicio problemă, poți să începi de oriunde. Este important să știm cât e ceasul, să ne cunoaștem darul și să ne cunoaștem menirea, scopul în această lume. Dumnezeu să ne binecuvinteze. 2 săptămâni la rând am discutat această temă, alege bucuria, și am spus în primul rând, rugăciunea este calea de a alege bucuria, alegând rugăciunea. De ce insist? În această biserică, stimați oaspeți, vreau să știți că Biserica Philadelphia privește rugăciunea ca prioritate a priorităților. Această biserică are la fundamentul ei rugăciune. Noi purtăm această brațară la mână de silicon neagră, da? Rugăciunea este prima opțiune. Ne amintim nouă înșine și influențăm pe alții, ne inspirăm, ne încurajăm unul pe altul. Pentru că 2 săptămâni în urmă am spus, este imposibil, imposibil să fii nemulțumit și fericit. Să fii stresat, ceva nu merge, nu mai poți, nu mai știi cum. Iar prin rugăciune, orice nemulțumire, orice stres, orice motiv de îngrijorare, îl aruncăm la picioarele lui Dumnezeu. Este cea mai convenabilă, cea mai avantajoasă tranzacție posibilă. Îi dai lui Dumnezeu tot ce urăști și El îți dă înapoi tot ceea ce îți place, îți oferă fericirea, îți dă bucuria. Oamenii care se roagă sunt oamenii fericiți pentru că scapă de problemele lor. Nu-i așa? Că exact acele domenii în care ne îngrijorăm cel mai mult ar trebui să fie domeniile în care ne rugăm cel mai mult, pentru care ne rugăm cel mai mult, nu-i așa? Apoi, duminica trecută noi am spus că este important
să iei în serios sfințirea, curăția, umblarea cu Domnul Iisus Hristos, pentru că este imposibil să fii păcătos și să fii bucuros în același timp. Este imposibil să fii rătăcit și fericit. Spui, habar n-am care-i scopul vieții, nu știu unde am să ajung, dar sunt atât de fericit, aleluia! Nu pot să, așa ceva nu există! Iar Dumnezeu ne-a dăruit Fiul Său. El a plătit pentru păcatele noastre ca să știm că suntem păcătoși iertați. Și urmându-L pe Domnul Iisus Hristos, avem convingerea fermă că urmăm de fapt scopul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Nu ești niciodată sigur că mergi în direcția care trebuie dacă nu L-ai urmat pe Iisus, dar de fapt trebuie să fii sigur că fără Iisus nu mergi și nu merg în direcția care trebuie. Dar în momentul în care L-am urmat pe Domnul Iisus Hristos, sunt sigur, sunt convins că mă îndrept spre ținta lui Dumnezeu. Sunt curățit de păcate și îmi urmez scopul. Trăiesc conform planului lui Dumnezeu pentru viața mea, pentru că aceasta face Iisus în viața noastră. El ne conduce spre împlinirea planului lui Dumnezeu, spre atingerea potențialului maxim în viața noastră, lăudat să fie Dumnezeu. Deci rugăciunea, sfințenia și astăzi, alege bucuria, lăudându-L pe Dumnezeu. Lăudându-L pe Dumnezeu. Discutăm aceasta, dar înainte de aceasta, v-am spus duminicile precedente că aceasta nu vine de la noi, este ideea lui Dumnezeu. Cu sute de ani înainte de a veni Domnul Iisus Hristos în lumea noastră, Dumnezeu a comunicat, a făcut de cunoscut planul Său pentru oameni, pentru noi. Vreau să le ofer coroana, a spus El, în locul cenușei, celor care plâng în Sion, și uleiul bucuriei, spuneți bucurie, în locul lamentărilor, în locul bocetului, în locul regretelor, uleiul bucuriei. Am fost trimis să dau haina laudei, spuneți laudă, haina laudei în locul spiritului tristeții. Și repet, spiritul tristeții încearcă pe diferite căi să preia controlul vieții noastre. Și din punct de vedere religios, măcar să fii trist. Și din punct de vedere cultural, cumva să fii trist. Și din punct de vedere profesional. Și din punct de vedere personal, tristețea este mereu și mereu în calea mea, în calea ta, în calea noastră. Avem atâtea care încearcă să ne răpească fericirea, dar de fapt este un spirit demonic, spiritul tristeții pe care Dumnezeu vrea să-l alunge. Culmea este că inclusiv oamenii care L-au urmat pe Domnul Iisus Hristos pot cu Iisus cu tot fi triști. Oamenii care ar trebui să fie mai fericiți decât orice om fericit din lume, pentru că L-au întâlnit pe Dumnezeu, au învățat să se roage și să-i dea lui Dumnezeu problemele, au învățat să se sfințească, își cunosc scopul, îl urmează pe Iisus, au certitudinea că trăiesc în acord cu Dumnezeu și sunt binecuvântați cu toate acestea. Triști. Spiritul tristeții ne urmărește pe fiecare dintre voi. Eu am cel puțin câteva motive astăzi să fiu trist. Nici nu vi le zic. Că mă apucă tristețea numai dacă mă gândesc la ele. Dacă le zic, spiritul tristeții o să preia controlul adunării, o să vă predic din tristețe și nu vreți asta. Dumnezeu a promis. Le dau haina laudei în locul spiritului tristeții. Ce credeți voi? Dumnezeu ne-a dat haina laudei sau urmează să ne-o dea? Sau întârzie, cândva o să ne-o dea cumva? Ne-a dat haina laudei sau nu ne-a dat? Ok, înseamnă că o avem. O avem, dar nu o purtăm. Bărbații nu știu ce e asta, dar femeile, duminica dimineața, când vor să se pregătească pentru a veni la adunarea Bisericii Filadelfia, se întreabă, cu ce să mă îmbrac? Ce să mă îmbrac? Aud mereu, aud aceasta, da, aud aceasta. Noi bărbații nu, mai ales burlaci, cu orice, cu atât ești mai fericit, ești mai bucuros. Orice, orice, cu cât mai haios, cu cât mai ciufulit, cu atât ești în stil, da, ești actual, Domnul să fie lăudat. Dar
Doamnele, domnișoarele, mă înțeleg ce vorbesc. Cu ce oare să mă îmbrac? Îți spun eu cu ce să te îmbraci când să vii la adunare. Cu haina laudei. Pentru că Dumnezeu ne-a dat haina laudei, dar noi nu o îmbrăcăm. Dumnezeu ne-a dat haina laudei, dar ea stă undeva într-un șifonier. Este nedespachetată, încă este împachetată în garderoba unora dintre noi. Haina laudei. De ce? Pentru că lauda, nici măcar credincioșul, nici măcar celor care au experimentat bucuria interioară, că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea, au experimentat bucuria interioară, că Dumnezeu le-a iertat păcatele, au experimentat bucuria interioară, că Dumnezeu le-a clarificat scopul în viață, nici măcar oamenii aceștia nu simt în mod natural să laude pe Dumnezeu. Da, simțim în mod natural să ne rugăm și să ne închinăm lui Dumnezeu. Pentru că aceasta vine din interior. Uneori mă prind pe mine însumi în rugăciune, în mașină, conduc mașina singur și descoper că îl mulțumesc. Cum să nu îi mulțumești lui Dumnezeu? Cum? Cum să nu te închini lui Dumnezeu? În raport cu El, El este Creatorul, eu sunt creatura, El este regele, eu sunt cetățeanul, El știe totul, eu nu știu nimic. El este răscumpărătorul, eu sunt răscumpăratul. Nu, cum să nu-ți vină natural, din inima ta, acea pace, acea bucurie interioară? Desigur generează închinare. Nu trebuie să-mi planific să mă închin. Dar când este vorba de laudă, ce vor vorbi despre aceasta, nu mi se dă nici mie natural și nu ți se dă nici ție natural. Când este vorba de laudă, spiritul tristeții bate la ușa. De ce? Cultura, religia, contextul, împrejurările vieții, mai degrabă ne influențează în această direcție. Lauda nu-i tot una cu închinarea. Mulți dintre voi ați venit astăzi la închinare, greșit. Noi ne închinăm în primul rând în odăiță, vai de noi, dacă în odăiță nu ne vine să ne închinăm lui Dumnezeu. Vai de noi, dacă când suntem singuri nu ne vine să recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu și să ne lăsăm copleșiți în sufletul nostru de convingerea că El este stăpânul nostru și noi suntem proprietatea Lui. Dar când venim la adunare, venim în primul rând să lăudăm pe Dumnezeu, să ne lăudăm cu Dumnezeu. Este o adunare de bucurie, este o adunare prin care facem de cunoscut măreția lui Dumnezeu. Iată ce scrie, iată diferența în același psalm, în psalmul 95. Apropo, astăzi discutăm despre muzică. Vă aranjează? Care e cea mai voluminoasă carte din Biblie? Care carte din Biblie are cele mai multe capitole? Ce înseamnă psalmi? Cântece, asta înseamnă psalmi, dacă n-ați știut, cântece. În 150 de capitole, Dumnezeu ne învață cum să-L lăudăm și cum să ne închinăm, dar în primul rând cum să-L lăudăm și să facem diferența între acestea două. Psalmul 95, versetele 1 și 2. Veniți să strigăm de bucurie spre Iahve. Unii vă enervează dacă ceva este cam zgomotos la Biserica Philadelphia. Pe cei care ne urmăresc online îi enervează strașnic, groaznic. De ce? Pentru că ei privesc pe gaura cheie ce se întâmplă în Biserica Philadelphia. Niciodată n-au experimentat. Apropo, Domnul să binecuvinteze pe cei ce ne urmăresc online. Haideți să le aplaudăm. Unii dintre ei ne critică nemilos, dar nu-i luăm în serios. De ce? Pentru că nu ne cunosc. Ei doar privesc pe gaura cheie ce se întâmplă în Biserica Philadelphia, înțelegeți? Și cred că știu și pot trage concluzii și da verdicte. Nu-i luăm în serios și probabil nici Domnul nu ia în serios ca să-l pedepsească pentru aceasta. Dar vă spunem, veniți cu noi la adunare și experimentați ce facem, de ce facem ceea ce facem și ce urmează, ce experimentăm prin toate acestea. Despre aceasta vorbesc. În această zi vom discuta despre lauda pe care Dumnezeu ne-o comunică,
ne explică că trebuie să aibă loc în adunările oamenilor care cred în El, care îl urmează pe Domnul Iisus, care sunt credincioși lui Dumnezeu. Veniți să strigăm de bucurie. Poți șopti de bucurie? Veniți să strigăm de bucurie spre Iahve. Urmează să avem duminica viitoare Marea Zi a Recunoștinței. Ce vom face? Vom plânge cu bucurie? A? Ne vom închina cu bucurie, vom pupa pământul și bate mătănii cu bucurie, că Domnul este atât de măreț. Spuneți oaspeților cu care veniți, noi nu mergem la mănăstire. Acolo nu va fi o plictiseală planificată, acolo nu va fi păreri de rău și regrete, acolo este o sărbătoare răsunătoare. Noi credem într-un Dumnezeu al victoriei, un Dumnezeu al vieții, un Dumnezeu al realizărilor mărețe și celebrăm măreția lui Dumnezeu. Doamne ajută să strigăm spre stânca salvării noastre, să ne prezentăm înaintea Lui cu laude și să strigăm spre El prin cântece. În această zi v-a plăcut mai mult primul cântec sau al doilea cântec? Toate, mulțumesc, nu sunteți sinceri. Nu sunteți sinceri sau sunteți superficiali. Care v-a plăcut mai tare, primul cântec sau al doilea? A, deja s-a dezbinat biserica. Unul a doilea, unul primul. Trebuia să-l cântăm pe al doilea primul? Da, eu știu cu cine vorbesc, eu știu cât e ceasul în această biserică, știu că vă place al doilea mai tare la mulți dintre voi, că și mie îmi place, și mie îmi place, abia aștept să treacă la al doilea cântec. De ce? Pentru că al doilea cântec este de închinare, întotdeauna. În general, în Biserica Filadelfia, cam așa este gândit programul. Dar de ce primul cântec nu este ca al doilea? În Biserica Filadelfia sunt trei categorii de cântece. Știți de asta sau nu știți? Știți de asta, da? Pentru că cam așa indică Biblia, trei categorii. Cântece de laudă cu care începem, pentru că scrie aici, da? Să ne prezentăm înaintea Lui cu laude. Să începem cu laude. Să-i spunem lui Dumnezeu bună dimineața cu laude. Să înălțăm numele Lui, să facem să răsune laudele Lui în primul rând și apoi nu e interzisă închinarea. Dar lauda într-o adunare publică e mai importantă decât închinarea. Închinarea în odăiță este mai importantă decât lauda. În viața privată, închinarea este mai importantă decât lauda. În viața publică, lauda este mai importantă decât închinarea. Pun prea mult foc? Mă implic prea mult sentimental? Poți să vorbești despre muzică pentru gloria lui Dumnezeu fără să implici sentimentele? Da? Să strigăm! Să strigăm de bucurie! Și doar câteva paragrafe mai târziu, veniți să ne închinăm Lui și să ne aplecăm înaintea Lui și să îngenunchem înaintea Lui Iahve, care este Creatorul nostru. Desigur că ne închinăm Lui Dumnezeu. Desigur că suntem copleșiți de bunătatea Lui și de harul care ne-a dus salvare fără să-L merităm. Închinarea este recunoașterea autorității lui Dumnezeu. Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut El, dar ne închinăm lui Dumnezeu pentru cine este El. Îl lăudăm pe Dumnezeu în mod orizontal. Lauda pe care o aducem lui Dumnezeu, de fapt, are efect orizontal. Oamenii care nu L-au luat în serios, oamenii care nu-L urmează pe Dumnezeu, trebuie să audă cum noi ne lăudăm cu Dumnezeu. Să fie inspirați, să fie atrași de laudele lui Dumnezeu. Iar închinarea este verticală. Este între sufletul meu, omul meu interior și Dumnezeu. Închinarea este un răspuns, pentru că Dumnezeu a făcut bine sufletului meu, dar lauda este o alegere. Iau acea haină a laudei, acea mantie a laudei și îmbrac, este alegerea mea, este decizia mea, nu-mi vine din interior, trebuie să mă gândesc cum mă prezint în public,
ca să-i fac onoare lui Dumnezeu, ca să răspândesc măreția lui Dumnezeu în această lume care are tendința de a-L elimina pe Dumnezeu din societate. Este responsabilitatea noastră, a oamenilor credincioși, să lăudăm pe Dumnezeu, pentru că lauda este concentrată spre Dumnezeu și nu spre mine însumi. Lauda ne amintește de ceea ce este etern, nu temporar. Poate vrei să spui, astăzi n-am chef, am o zi proastă, nu-mi vine să laud. Nici mie ți-am spus că n-am vine. Dar laud pentru cum va fi. Pentru că noi umblăm prin credință, nu? Da? Realitatea din acest moment poate nu-i de laudă, dar promisiunile lui Dumnezeu pentru viitor, pentru veșnicie, sunt de laudă. Sunt de laudă. Îl laudăm pe Dumnezeu pentru ceea ce va face. Știm că va face. Da, căsnicia ta poate nu te poți lăuda cu ea, dar în Dumnezeu ea poate fi de laudă. Ea poate deveni mai bună și va deveni mai bună. Lauda este exterioară, nu interioară. Este exterioară. Vă spun, eu mă bucur și laud pe Dumnezeu în... Serios? Cum reușesc să camuflez acea bucurie? La ce te ajută dacă o camuflez? S-a spus Domnul să o camuflez? De fapt, în Noul Testament este preluată lauda Vechiului Testament. Nu se pară. Noul Testament, de Vechiul Testament, muzica. Lecțiile muzicale pe care ne le oferă Dumnezeu în Vechiul Testament sunt valabile în Noul Testament. Iată ce citim în Epistola către Evrei. Prin el, deci să-i aducem totdeauna o jertfă de laudă lui Dumnezeu. Ce fel de jertfe așteaptă Dumnezeu? Jertfe, nu de închinare, de laudă. Adică rodul buzelor noastre care mărturisesc, care laudă numele lui Dumnezeu. Vă spune cineva, cultura. Cultura noastră e diferită. Serios? Cultura mea este foarte diferită. Dacă nu știți, vă spun puțin din povestea vieții mele. Eu am crescut și am copilărit într-o cultură foarte strictă din punct de vedere religios. Participam regulat la biserică de două ori. O dată la adunarea dimineața, o dată la adunarea de seară și în timpul săptămânii. Și părinții ne instruiau acasă pe noi băieții cum să ne comportăm la adunare, la adunarea credincioșilor, ca să nu supărăm pe Domnul. Trebuia să pun întâi mâna stângă și apoi mâna dreaptă, peste mâna stângă, nu niciodată invers, mâna stângă și apoi mâna dreaptă, că așa îi place Domnului să stai la adunare. Da, unii dintre voi stați și la adunarea Bisericii Filadelfia așa. Așa îi place Domnul. Dacă îți venea să bați din picior, ce să bați din picior? Să miști degetul mare a unui picior în ritmul muzicii, deja era de la satana muzica. Muzica nu-i place Domnului dacă generează mișcare fizică. Ea trebuie cumva să miște doar inima și să genereze lacrimi, nu, înțelegeți despre ce vorbesc, da? Ce să mai vorbești, să bați din palme sau, nu? Sau să ridici mâinile? Vreau să înțelegeți, oameni buni, când eu am reușit să bat dintr-un picior, mi s-a părut că m-am născut încă o dată din nou. Dar dacă am reușit să dezbârn, să descleștez mâinile din această poziție care îi place Domnului și să țin copilașul când laud pe Domnul, știți? Unii dintre voi și acum țineți copilașul. Sau să ștergem geamurile. Sau ca elevul care s-a pregătit la lecție, ridici o mână. Nu? Când ajungi să ridici mâinile, din contextul nostru cultural, apropo de cultură, dar ce-ar fi dacă am urmări iertarea păcatelor, așa cum ne învață cultura noastră? Mergem la cimitir, mai plătim slujbe, mai punem o lumânare, cumva să ne ierte Dumnezeu păcatele. Noi credem că iertarea păcatelor are loc așa cum spune Dumnezeu în Biblie. Amin? Dar ce-ar fi dacă
Am rezolvat problemele vieții, contextul nostru, stilul nostru de viață, comportamentul și etica vieții noastre, așa cum ne învață cultura, pur și simplu cum fac toți. Nu, noi credem că trebuie să facem ceea ce ne învață Biblia să facem, să nu facem ceea ce Dumnezeu ne-a comunicat explicit în cartea sa, să nu facem. Noi nu trăim o viață banală, așa cum ne mână valul cultural, religios, regional, în vremea aceasta în care trăim aici. Nu, 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 nu. Noi l-am luat în serios pe Dumnezeu și credem că așa cum ne învață Dumnezeu, trebuie să ne comportăm. Doamne ajută la aceasta. Amin? Stilul lui Dumnezeu de laudă contează. Stilul lui Dumnezeu de laudă este descris explicit în Sfânta Scriptură. Dar religia, cu 2000 de ani în urmă, a încercat să împiedice acest lucru, să-l oprească și continuă și în ziua de astăzi. Continuă. Tu nu îl lauzi pe Domnul așa cum știi că cere El, ca să nu strici reputația, ca să nu ai probleme, ca să nu fii criticat. De fapt, cu o săptămână înainte de învierea Domnului Iisus Hristos, în Duminica Floriilor, cum spunem noi, ucenicii Domnului Iisus Hristos au organizat o adunare de laudă la adresa lui Dumnezeu, de laudă a Domnului Iisus Hristos. Citim în Evanghelia după Luca, toți discipulii erau plini de bucurie, spuneți, plini de bucurie. Și au început să laude pe Dumnezeu cu mare intensitate în vocea lor pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, regele care vine în numele lui Iahve este binecuvântat, pace în cer și glorie lui Dumnezeu. Reprezentanții religioși, coordonatorii religiei din vremea aceea au spus, extraordinar, bravo, țineți așa, dați drumul băieți, dezvoltați-vă în acest domeniu. Așa au spus unii dintre farisei, așa se numeau oamenii deosebit de religioși în vremea aceea, unii dintre farisei azi, unii dintre farisei pe care îi cunoști, care te cunosc, care mă cunosc, care erau în acea mulțime de oameni, au zis lui Iisus, învățătorule, calmează-ți ucenicii, frumușel, dar cumva fă-i să înțeleagă că au depășit măsura. Nu. Cumva trebuie ajutați. Nu, ceartă-ți să nu mai aibă curajul, să nu mai repete asemenea prostie, asemenea greșeală, ceartă-ți discipolii. Și Domnul Iisus a spus imediat, el a spus, vă spun că dacă ei vor tăcea, vor striga pietrele. Asta crede Iisus și astăzi. Dacă un om ca mine, un om ca tine va tăcea, poți să strige un stâlp de acesta. Și vă spun că nu vrem niciunul dintre noi să strige un stâlp sau un scaun astăzi. Domnul Iisus Hristos se așteaptă de la noi mai mult să strigăm de bucurie pentru gloria Lui decât pietrele și bolovane. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin? În următoarele minute, foarte succint, vă prezint 5 cuvinte din Cartea Psalmilor care descriu modalități specifice de laudă, nu de închinare, de laudă la adresa lui Dumnezeu, că aceasta aduce bucuria. Nu lăudăm pe Dumnezeu pentru că suntem bucuroși, îl lăudăm pe Dumnezeu pentru că alegem să lăudăm și să experimentăm bucuria ca și roadă a laudei. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În limba ebraică sunt diferite cuvinte, sunt multe cuvinte, vă prezint doar 5 care sugerează modalități explicite, negrupeat, nu trebuie negociate, nu trebuie tălmăcite, trebuie doar practicate, pentru că așa înțelege Dumnezeu închinarea. Sau vrem noi să-L învățăm cum trebuie? Vrem să-L învățăm noi sau ne învață El? Ne învață El. Hai să vedem. Primul, Hallel. De aici, acesta este cuvântul rădăcină a cuvântului Aleluia. Hallel. Hallel lui Dumnezeu, da? Aleluia înseamnă. Hallel înseamnă a urla, a te mândri cu, a celebra, a te prosti într-un mod gălăgios, a uita de bunele maniere, ca pe stadion când marchează echipa ta favorită. Unii dintre voi a spart televizorul.
când a câștigat campionatul echipa voastră. Desigur, doamnele, domnișoarele, nu înțeleg asemenea bucurii, dar el există. Eu cred că Dumnezeu merită un răspuns mai zgomotos, mai entuziast decât cea mai bună echipă de fotbal din lume. Sunteți de acord cu mine? Merită Dumnezeu? Hallel înseamnă a striga, a urla, a te mândri, a celebra, a te prosti în mod gălăgios. Iată exemplu. Apoi te voi lăuda, hallel, în marea adunare. Voi onora, te voi onora în mijlocul unui popor format din oameni fără număr. Strigă pentru Dumnezeu. Strigă să audă oameni, să întreabă, dar de ce strigi? Din cauza că Dumnezeu pentru mine înseamnă foarte mult. Pentru că Dumnezeu totdeauna a reușit. Nu este nimeni ca El. Aleluia! Și dar noi venim la biserică, la biserica Filadelfia, spune, aleluia! Serios? Un aleluia așa în interior, la ce ajută? Și încă spui, mă cercetează Duhul Domnului, aleluia! Serios? Aleluia înseamnă să strigi! Doamne ajută! Deja unii dintre voi v-ați enervat. Nu. Mergem mai departe. Doi. Iada. A oferi recunoaștere publică, în special cu mâinile, în ebraică. Vedeți? Eu am verighetă, dar o folosesc numai acasă. În special în dormitor. Spun soției mele cât de mult țin la ea și mă mândresc cu ea și ea îmi face viața extraordinară, dar când ies din casă, o bag în buzunar. De ce trebuie să știe toată lumea că sunt căsătorit? De ce trebuie să știe toată lumea că am soție? Este cam tot așa când tu nu vrei cu mâinile tale să lauzi pe Dumnezeu, să lauzi pe Dumnezeu. Și le ții strâns, unii dintre voi vă vine, știi așa, aproape că îți vine să ridici, dar ții strâns, le ții strâns, cum nu... Cum să vadă alții că bad în palme? Nu? Cum să vadă alții că ridic mâna? Eu sunt bărbat, eu... Nu ești obligat, dar crede-mă, nu ești obligat în biserică. Dumnezeu nu obligă absolut pe nimeni și nu cere în mod obligatoriu de la nimeni. Nu sunt reguli în această biserică, dar ar fi păcat să nu faci următorul pas și să implici mâinile tale în laudele aduse la adresa lui Dumnezeu. Desigur, ți-am spus povestea mea, până în ziua de azi, când bat din palma în sărb, oare nu supăr pe Domnul? Da, mă marchează cultura în care am crescut. Știe toată lumea că nu este plăcerea mea să bat din palme, dar îmbrac haina laude că-s pastor și trebuie să cultiv stilul de laudă al Bibliei, nu ce prefer eu. Nu ce m-au învățat bunicii și părinții, ceea ce mă învață Dumnezeu în 150 de capitole în cartea sa. Scrie, te voi lăuda din toată inima mea, voi cânta despre jertfiți, voi cu mâinile, voi cânta despre tine în prezența Dumnezeilor. Bateți din palme toate popoarele, nu doar credincioșii, credincioși bateți din palme în așa fel și necredincioșii să-L aplaude pe Dumnezeu. Strigați de bucurie spre Dumnezeu. Al treilea cuvânt, zamar, a cânta cu instrumente muzicale. Da, ani de zile am crezut că doar cu vocea îl poți lăuda pe Dumnezeu. Instrumentele doar, într-un fel, te ajută să nu ieși din ritm, din galmă, să nu iei razna. Îmbunătățesc pentru noi oameni, dar Dumnezeu, ba nu, cântați lui Dumnezeu cu instrumente muzicale, lăudați-L pe Dumnezeu cu instrumente muzicale. În Biblie, în psalm, zamar înseamnă face să răsune gloria lui Dumnezeu cu instrumente muzicale. Lăudați-L în sunet produs de corn, lăudați-L cu harpa și lira, lăudați-L folosind tamburine și dansând, ce să mai zic de ultimul cuvânt, lăudați-L folosind instrumente cu coarde și fluiere, lăudați-L cu cinele care produc sunete stridente și cu cele care răsună. Lăudați-L pe Dumnezeu cu instrumente, nu doar acompaniați. Am rugat pe inginerul de sunet azi, dă instrumentele să se audă, fă cumva să se audă mai tare, dă ceva decibele în așa, pe unii dintre voi vă deranjează că sunt prea mulți decibele. Scrie în Biblie că
trebuie să fie volumul puternic. Și slavă Domnului pentru tehnologie. Slavă Domnului pentru că dacă nu strigăm noi, strigă pietrele. Uite, aceste boxe, uite, aceste aparate strigă pentru gloria lui Dumnezeu, da? Un alt cuvânt, al patrulea cuvânt, șabac. Șabac. Este a adresa un ton puternic, a striga. Iată ce scrie. Pentru că bunătatea ta valorează mai mult decât viața, buzele mele vor lăuda, adică vor striga. Deci te voi binecuvânta toată viața mea și voi ridica mâinile în numele tău. Cuvântul 5. Toda. Toda. A ridica mâinile în semn de adorare. A onorat pe Dumnezeu ridicând mâinile. Ridicând mâinile. Noi onorăm pe oameni salutând. Ridici mâna. Dacă stai cu mâna în buzunar când ne întâlnești cu generalul, vai ce soldat ai să fii. Nu? În formă de respect, demonstrând respectul nostru, ridicăm mâinile lui Dumnezeu. Nu pur și simplu că ne distrăm, ridicăm mâinile. Cine aduce mulțumirea lui ca sacrificiu mă onorează. Și celui care este atent la comportamentul lui îi va arăta salvarea oferită de mine. Acest cuvânt în original înseamnă mulțumește-i cu mâinile ridicate. Oameni buni, în concluzie, singura parte a vieții asupra căreia ai control este reacția ta. Sunt atâtea lucruri pe care noi nu le putem face în mod intenționat. Dar reacția noastră la ceea ce se întâmplă în viața noastră decidem noi care va fi. Bucuria nu este un sentiment, bucuria este o alegere. De aceea vă chem în această zi, alegeți bucuria. Alegeți să lăudați pe Dumnezeu și când se pare că n-ai pentru ce. De ce? Pentru că ai de ce, că El a promis că nu va fi totdeauna așa. Ai de ce, că El a promis o lume mai bună. La mormântări, la cimitir, noi cântăm, ne vom vedea în dimineața când mirele va veni, nu? Și când e doliu, și când este durere și tristețe, noi îl lăudăm pe Dumnezeu pentru că în față există glorie, există victorie, există ceva măreț. Dumnezeu nu rămâne în încercările noastre. Lăudați să fie numele Lui. Amin? Aș vrea să luăm formularul de comunicare. Întâi formularul de comunicare, apoi vom cânta din nou prima cântare. La unii dintre noi nu ne place. Vom face cumva să ne placă, da? Vom face practic, ne pregătim pentru Marea Zi, dar nu pentru Marea Zi. Cultura Bisericii Filadelfia trebuie să fie a laudei. Locul acesta este în primul rând un loc al laudei. Dacă vreți să vă închinați mâine la ora 6:30, ne închinăm lui Dumnezeu aici. Dar duminica, în primul rând îl lăudăm pe Dumnezeu. Doamne ajută, amin? Pentru că aceasta produce bucuria. Următorii pași. Îmi dedic viața lui Iisus și mă botez. Fă acest lucru. Ia această decizie. Bifiază. 2. Aleg rugăciunea, sfințirea și lauda. Aleg bucuria. Bifați. Alege bucuria și fii fericit. Celebrează-o. 3. Mă înrolez astăzi într-un grup. Dacă nu știi în ce grup ar trebui să te înrolezi, bifiază și noi te vom îndruma și îți vei găsi grupul cel mai potrivit. 4. Investesc pentru Marea Zi suma de, nu ești obligat și nu spunem noi, dar îți cer fără pardon, întreabă-L pe Dumnezeu dacă trebuie să dai bani și cât trebuie să investești dacă trebuie să investești. Totul este între tine și Dumnezeu. Facem aceasta pentru gloria lui Dumnezeu și ca și modalitatea închinării noastre. Apoi voi aduce 4 persoane la Marea Zi a Recunoștinței. Nu voi invita doar. Nu doar voi da aceste bilete, fac totul, vin împreună, sunt oaspeții mei. Așează-te împreună cu ei, explică-le ce urmează să se întâmple, pregătește, stai la dispoziția lor și fă totul ca să-i ajut să-L urmeze pe Iisus, să devină ucenicii Lui devotați. Pe partea dreaptă sunt acele rubrici financiare,
cei care aveți această convingere și doriți să investiți pentru Dumnezeu cu Biserica Philadelphia, introduceți donația, consemnați în acele rubrici în ce domenii doriți să fie repartizați acești bani și în felul acesta ne apropiem de încheierea acestei adunări. Ne vom ruga, vom sfiți aceste decizii, apoi muzicienii ne vor conduce din nou într-un cântec de închinare sau de laudă, cum vreți, închinare sau laudă? De laudă, ați învățat lecția, bravo, mă mândresc. Vom cânta un cântec de laudă, cum? Așa cum ne-a învățat Dumnezeu astăzi. Și nu doar astăzi, și de acum înainte vom practica lauda, nu așa cum ne învață cultura, nu cum ne dictează spiritul tristeții, ci cum ne dictează, cum ne învață Dumnezeu, îmbrăcăm haina laudei. Pentru că alegem în bucuria. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ridicați-vă pentru rugăciune. Tatăl din cer, îți mulțumim în această zi pentru că ne-ai pus la dispoziție bucuria, bucuria de a te lăuda pe tine. Dorești, Doamne, să îmbrăcăm haina laudei, această mantie a laudei, Doamne, și să înălțăm numele Tău și în felul acesta să alegem bucuria. Îți mulțumim pentru deciziile care au fost luate. Îți mulțumim pentru marea zi, Doamne, care stă în față doar la 7 zile interval. Îți mulțumim pentru oamenii care vor veni să te laude pe tine împreună cu noi. Vor răsuna laudele noastre pentru gloria Ta. Îți mulțumim pentru banii care sunt investiți, sumele acestea care sunt investite, Doamne, pentru cauza Ta, pentru scopul Tău nobil în această biserică. Îți dăm toată gloria Ție, Doamne. Înălțăm glasurile noastre, Te lăudăm pe Tine, Doamne, Te binecuvântăm pe Tine, Doamne, înălțăm numele Tău și sfințim numele în numele Lui Iisus. Lăudați-L pe Dumnezeu. Lăudăm pe Dumnezeu. Aleluia, cântăm Domnului. Ai venit și-am găsit viață veșnică. Eu trăiesc să cunosc libertatea Ta. Numai Tu, o cale ai creat, pe dragoste viață ești. Trăiesc doar în a Ta lumină, Iisus, să tind în brațele veșnic și eu când de fac aș merge pe ape, viață ești, în mine trăiești. Din negrinori, smerbicul lor, mi-ai chemat Tu, viața Ta, lumină este pentru lume. Viață ești, trăiesc doar în asta lumină, Iisus, să cânt în brațele veșnicie. Eu când le fac, aș merge pe ape. Viață ești, în mine trăiesc, când dau viața ție. Iubirea Ta o vreau eu, viață ești. Să vadă toți iubirea Ta, să vadă toți căci Tu ești Dumnezeu. Merea să fii înălțat, Tu universul înveții, Doamne! Tu universul înveții, tot ce este viu, tot ce este viu pentru pământ, Iisus fi-nățat. Cântă astăzi cu bucurie! Viață ești, trăiesc doar în a Ta lumină, Iisus, stăcând în brațele veșnicie.
Te lăudăm, Doamne! Lăudăm pe Domnul Iisus! Lăudăm pe Domnul Iisus! Lăudăm pe Domnul Iisus! Încă o dată. Iertați-mă. Nu vă supărați pe mine. Nu sunteți obligați. Nu ești obligat. Poți să nu îmbraci haina laudei niciodată. Nu ești obligat. Rolul meu este să te învăț ceea ce a comunicat Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Nici mie nu-mi plac unele, dar le fac din respect pentru El. Da, nici mie nu-mi place când cineva mă critică. Doru Cârdei din Bucovina bate din palme. Nu mă simt bine deloc. Este ultimul lucru care mi-l doresc. Dar dacă mă laudă Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu se bucură, dar dacă Evanghelia se răspândește, dacă oamenii se simt atrași la Dumnezeu, nu contează asta mai mult? Domnul să ne binecuvinteze. Veniți îmbrăcați în haina laudei duminica viitoare. Domnul să vă binecuvinteze. Fiți binecuvântați ziua întreagă. Doamne ajută!